Pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud, săptămâna trecută s-a lucrat intens cu circa 550 de persoane angrenate în activități specifice. Au continuat lucrările la poduri și pasaje, la șanțuri, umplături, la consolidarea terasamentului, ori la așternerea stratului de bază pe mai multe sectoare, inclusiv la intersecțiile și girațiile de pe traseu. De asemenea, s-a lucrat la montarea de parapet fonoabsorbant în zona Moșnița Nouă și la cele două parcări care vor fi pe traseu. La partea de drum se lucrează 24 de ore din 24 în două schimburi. La partea de structuri se lucrează cât permite lumina zilei.